conul circular drept, o dreaptă AV numită generatoare, care trece printr-un punct fix V și se sprijină pe un cerc, descrie o suprafață conică circulară, pânză conică. Prin rotirea lui VA în jurul lui VO, care va fi axa de simetrie, se obține o pânză conică. Conul circular este un corp mărginit de o suprafață conică circulară și un plan care nu trece prin punctul V. Suprafața conică determină pe acest plan baza conului, care este cercul de centru O și rază R, iar punctul V se numește vârful conului. Secționând conul cu un plan paralel cu baza, rezultă un con mic și un trunc de con. Dacă perpendiculara din V pe planul bazei trece prin centrul acesteia, atunci conul se numește circular drept. Elementele conului circular drept. Baza conului este cercul de centru O și rază R. Înălțimea conului VO egal cu H este egală cu distanța de la vârful V la planul bazei. Generatoarea conului, notată cu G, este egală cu VA, respectiv VB. În triunghiul dreptunghic VOA, conform teoremei lui Pitagora, generatoarea la pătrat este înălțimea la pătrat plus raza la pătrat. Triunghiul VAB se numește secțiunea axială a conului circular drept. Este un triunghi isoscel. Arii și volum, area laterală PRG, area bazei cerc PR pătrat, area totală este area laterală plus area bazei PR pe lângă R plus generatoarea, iar volumul este 1 pe 3 ori PR pătrat ori H. Desfășurarea conului. Suprafața laterală a conului circular drept se desfășoară într-un plan după un sector circular care are centrul în V și raza VA sau VB, care e egală cu generatoarea. Area cercului de rază VA egal cu generatoarea este PG pătrat. Area unui sector de cerc de 1 grad este PG pătrat supra 360 de grade. Area unui sector de N grade este area sectorului de 1 grad de mulțit cu N grade. Area sectorului, fiind egală cu area laterală, se va putea deduce din egalitatea celor două arii câte grade are sectorul desfășurat al ariei laterale. R supra G ori 360 de grade. La orice con, generatoarea este mai mare decât raza. Se pune întrebarea, ce devine conul care are generatoare egală cu raza bazei. Micșorând înălțimea conului, generatoarea se apropie ca valoare de rază. Când generatoarea devine egală cu raza, înălțimea conului devine 0, conul se transformă într-un disc a cărei rază este egală cu generatoarea conului.
Un con circular drept are raza bazei 6 cm, înălțimea 8 cm. Calculați generatoarea, area laterală, area totală, volumul. Calculați măsura unghiului la centru al unui sector circular care reprezintă desfășurarea suprafeței laterale a unui con circular drept în următoarele cazuri. Înălțimea 8 cm, generatoarea 10 cm. Cazul B. Generatoarea 25 cm, raza 20 cm. Cazul C. Înălțimea 12 cm, generatoarea 15 cm. Problema 3. Un con circular drept are secțiunea axială un triunghi echilateral. Știind că raza e egal cu 12 cm, calculați generatoarea, înălțimea, area totală, volumul. Problema 4. Un con circular drept are area totală 180 pi cm pătrați, iar media aritmetică dintre raza și generatoare este 18. Calculați raza și generatoarea, area laterală, volumul. Rezolvarea. La problema 1 se aplică relațiile generatoare, area laterală, area totală și volumul. Problema 2. La punctul A, raza 6 cm, se calculează unghiul sectorului 216 grade. Unghiul sectorului se aplică direct relația unghiului sectorului, se obțin 288 de grade. Punctul C, raza 9 cm, iar unghiul sectorului 216 cm. Problema 3, triunghiul VOA este dreptunghi cu unghiuri de 30 și 60, înseamnă că generatoarea egal cu de două raza 24 de cm sau altfel, triunghiul VAO fiind echilateral, înseamnă că generatoarea este egal cu de două raza. Rezultă înălțimea 12 radical din 3 cm, area laterală 432 pi centimetri pătrați, iar volumul 576 radical din 3 pi centimetri cubi. Problema 4. Din relația areei totale va rezulta o relație între rază și generatoare, relația 1. Din faptul că media aritmetică a razei și a generatoarei egal cu 18, rezultă că raza plus generatoare egal cu 36. Se înlocuiește această sumă în relația 1 și rezultă 36R egal cu 180, de unde raza egal cu 5 cm, iar generatoarea 36 minus R 31 de cm. Se calculează înălțimea 6 radical din 26 cm, volumul 50 ori radical din 26 pi centimetri cubi. Area bazei pi r pătrat, deci 25 pi, area laterală, area totală minus area bazei, se obțin 155 pi centimetri pătrați. Evident că se putea aplica și relația ariei laterale.